viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! A venit vacanța cu trenul din Wuhan. Dacă nu mă înșel, iată că s-a găsit soluția să intrăm într-un fel de carantină nedeclarată. Copiii vor merge într-o vacanță de o lună de zile în această primăvară și li se va lua puțin din vacanța de vară, dar asta este acum. Cine știe ce va fi în vacanța de vară? Ce va fi în vacanța de vară? Dar om trăi, om vedea, până atunci să ne luptăm noi cu lucrurile din curtea noastră, sau mai bine zis, din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Îmi aduc aminte că pe data de 11 ianuarie, era anunțat, mă rog, era instalat noul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Alexandru Filimon, economist de meserie. Din 11 ianuarie a trecut un pic de timp și iată-l pe domnul Alexandru Filimon la a doua emisiune în calitatea aceasta aici pe Știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bălănescu, mulțumesc pentru invitație. Deci chestia asta cu bună dimineața, bună ziua, bună seara începe să mă... Deci întotdeauna nu știu dacă să-i spun omului când îl văd bună dimineața sau să-i spun să vă fie bună dimineața, că nu mai știi cum stau lucrurile. Dumneavoastră, cum vă simțiți după o perioadă de manageriat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț? Mulțumesc pentru întrebare. Mă simt bine, mă simt în formă, mă simt sprijinit de cei din jurul meu cu care lucrez zi de zi și sperăm să continuăm să facem lucrurile să meargă pe o pantă ascendentă la Spitalul Județean. Deci, sintagma aceea cu care cred că foarte mulți vă întâmpină, cât mai stai, cât mai rămâi, cât mai reziști, nu este valabilă? Mi se mai pune întrebarea. Absolut. Dar deocamdată n-am niciun motiv. Mi-am asumat această funcție. Nu mi-am dorit-o neapărat pentru rezumeul meu să fie scris acolo manager la Spitalul Județean Neamț, dar am considerat ca pietrean că pot să iau un pic taurul de coarne și să facem niște mici sau mari schimbări la spital, în bine, bineînțeles. Da, cineva se întreabă pe site, n-are legătură cu emisiunea noastră, știe cineva de ce e blocată circulația în centru, în zona CJ-ului? Mă rog să ne spuneți și nouă dacă știți că de ce e blocată circulația în zona CJ-ului, că sunt întrebări așa pe aici. Domnul Filimon, spitalul, nici nu știu de unde să încep cu emisiunea asta, aș începe cu niște informații pe care le avem noi și pe care v-aș ruga să le infirmați, aș prefera să le infirmați sau să le confirmați. Ni se spune că e tot mai aglomerat în spital și că aveți tot mai multe cazuri de la mediu spre grave. Corect, aveți informații corecte. Cel puțin în ultimele două săptămâni au fost cazuri din ce în ce mai grave și din ce în ce mai multe. Cred că am ajuns la un moment dat într-o zi la 340 de pacienți pozitivi cu vreo 60-70 de suspecți. Deci când ai 70 de suspecți, deja ai blocate o groază de saloane. Exact. Cea mai dificilă situație cred că a fost weekendul trecut, când nu mai aveam surse de oxigen și am făcut niște transferuri la spitalele cu care avem parteneriat. Dar de ieri am înțeles că e mai bine, am văzut și cifrele, acum suntem în jur de 300 de pacienți pozitivi internați. Și câți suspecți? Cred că ieri erau 40 și ceva. Tot mulți, pentru că 40 ceva înseamnă 40 de saloane aproape, absolut, nu? Absolut, absolut. Și dacă ne raportăm la numărul de paturi care îl avem, deja suntem pe muchie, pe acolo.
Exact, exact. Și mai este și Bisericaniu. Nu trebuie să uităm și faptul că și la Bisericani. Și la Bisericani sunt și am transferat și noi cazurile mai ușoare la Bisericani, ca să mai eliberăm din paturile noastre, să facem loc unor cazuri mai severe. În afară de faptul că este aglomerat spitalul în momentul acesta cu cazuri COVID, din punctul celălalt de vedere al condițiilor asigurate, vorbesc din punct de vedere medical, nu vorbesc acum de altceva, pentru bolnavi, cum stați cu resursele, pentru că nu s-a aprobat încă bugetul, din câte știu eu, sunt niște restricții la cheltuieli. Sunt, la impact. Exact. Noi mergem cu 1 pe 12, după cum știți. Și în perioada asta de COVID se merge cu aceeași tâmpenie, 1 pe 12? Așa e legea. Așa e legea, dar avem sprijin de peste tot, inclusiv de la Casa de Asigurări de Sănătate. Deci nu pot să spun că nu avem resursele necesare pentru a face această activitate. Cred că resursa care este cea mai întinsă, ca să spun așa, este personalul medical. Acolo, într-adevăr, cred că există un oarecare burnout, mai ales pe anumite secții, și atunci vrem să luăm măsuri, să facem în așa fel încât toată lumea să meargă și să tragă la am o rugăminte, știți, da. Pe vremea mea se învăța limba rusă. Așa. Deci ce vrea să ne spuneți, ca să traduceți un pic? Burnout-ul? Pentru că... Nu de alta, dar știți, trăim într-o romgleză continuă, numai că ăștia au ieșit din Brexit. Da. Bine, poate știu și eu, dar poate sunt unii care nu știu. E o stare de oboseală mentală. Am înțeles. Deci este România. N-aș putea spune că e neapărat România, da? Dar la Piatra Neamț vă zic că stafful medical și oamenii din spital au oarecare oboseală mentală făcând aceste gări și ture de un an de zile. Am înțeles. Bun, acum... Toată lumea așteaptă să vadă, domne, se dă în funcțiune noua secție ATI, cea modulară, venită dinspre Fundația Dăruiește Viață. Nu? Viață, nu viața. Viața. Da. Viața o dăruiește altcineva. Deci dăruiește viață. Cum stăm acolo? Acolo suntem în grafic, ca să zic așa. Noi dăm niște imagini pe care am reușit să le avem. Da, eu țin legătura cu poți să dai imagine cele mare, două te doamne rog, de la fundația respectivă. Aș putea spune că odată la câteva zile ne auzim la un telefon sau pe WhatsApp. Construcția merge foarte bine. Eu, din ce mă pricep, sunt mulțumit de calitatea construcției și ce se face acolo. Am și sperăm să fie gata în 4-5 săptămâni. Adică se încadrează în termenul ăla de 2 luni după semnarea contractului? Cred că vor fi 2 luni jumătate. Au mai fost niște mici lucrări suplimentare, să le zic așa, niște devieri de conducte, niște așa, și cred că și doamnele, pentru că nu au aceste containere sau toate echipamentele disponibile imediat, ele se bazează pe niște furnizori, care și pot să mai întârzi câteva zile. Dar suntem în grafic cu lucrarea. Cred că va fi o lucrare care va arăta, de fapt, ce se poate face și cum se poate lucra într-o secție ATI. Am avut o delegație chiar pe care am trimis-o la Elias, la celălalt spital modular făcut de aceste doamne, și care au vizitat spitalul de acolo și au venit cu păreri foarte bune despre ce se poate face. Într-un fel ați anticipat ce vroiam eu să vă întreb. Am înțeles că această secție va fi la niște standarde. Da. Cu un fel de presiune atmosferă negativă, da, acolo, mă rog, etc. Spuneți-mi un pic, aparatura care va intra în aceste containere, s-a discutat care va fi? Am discutat despre această aparatură. Nu, adică să nu ne trezim că tăiem panglica la secție și mai durează 4 luni de zile până punem aparatura. Nu. Și nu. după aceea mai durează 2 luni de zile pregătirea personalului. Nu. Deci, ca să vă spun ce pași s-au făcut, am discutat
cu domnul Dan Ostache chiar într-una din weekendurile trecute. Ne-am întâlnit în București, am vorbit despre propunerea dumnealui de a ne sponsoriza, am discutat și cu președintele Fundației Altex și am trimis, pentru că dumnealor au un protocol cu Ministerul Sănătății, am trimis o scrisoare către Ministerul Sănătății spunând ce avem nevoie. O listă de echipamente făcută de domnii doctori de pe secția ATI. Ceea ce mai este nevoie pentru a echipa complet secția modulară. Deci, practic, în secția modulară nu vor intra paturi și alte lucruri venite din altă parte, ci vor fi toate noi? Avem un protocol încheiat și o înțelegere încheiată înainte să vin eu la spital și cu asociația care a construit spitalul de la Lețcani și din care vom putea prelua de acolo, cu titlul de împrumut, 10 paturi complet echipate. În secția nouă câte paturi va avea? 17. 17. Deci 10 le luați de acolo și 7 și vin completăm, pe... Completăm ce ne trebuie. Eu am mai discutat și cu o firmă elvețeană, se cheamă Hamilton, care fac ventilatoare și așteptăm și de la ei o contribuție. Suntem în discuție acum să vedem ce pot face și dumnealor. Deci ce vreau să vă zic este că am trimis întrebări și lista aceea de cerințe a doctorilor în mai multe locuri, tocmai ca să ne asigurăm că nu vom avea surpriza de a avea secția modulară terminată și să nu avem echipament. Deci, practic, înțeleg eu așa. Veți primi secția modulară la cheie, echipamentele, luăm o parte de la Lețcani. Mi-a plăcut cuvântul completează. Dumneavoastră ați făcut armata? Nu. În armată, pe vremuri, era un cuvânt. În armată nu se fura niciodată, se completa. Deci așa se spune. Am completat rastelul. Păi de ce? Păi știi că lipsea aia. Când ați amintit spitalul Lețcani și aparatură și a spus și termenul completează, automat am făcut această legătură, dar important este altceva. Noi am aflat două versiuni cu privire la spitalul Lețcani. Unu, că aparatura este de ultimă generație și foarte bună, și am văzut declarații de unor medici de la spitalul din Iași. Varianta a doua, pentru care am auzit și declarațiile unor medici și a unor politicieni și în prima parte, că aparatura nu ar fi chiar atât de bună. Cine ne garantează că aparatura asta se va pupa, se va mufa cum trebuie cu ce va fi în aceste secții aduse la ultimă generație? După cum știți, noi nu am nicio implicare în spitalul de la Lețcani. Știu. Dar ce am văzut din poze și din ce am discutat cu una din doamnele de la fundația respectivă, paturile sunt într-adevăr de ultimă generație. Și asta mi-au confirmat-o și cei de la ATI. Eu asta vreau să lămurim. Dacă de la noi. Ai ateiștii noștri spun paturile sunt de ultimă generație, da, și, se cunoaște la noi protocolul de a le folosi. Sau trebuie să trimitem oameni la pregătire? Nu trebuie să trimitem oameni la pregătire. Deci toată lumea e confortabilă cu echipamentele. Deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Dumneavoastră vă dați seama că sunt anumite preferințe, pentru că nu sunt foarte multe firme care fac ventilatoare sau injectomate sau produse de acest fel. Noi trebuie să vedem, să mergem pe ceea ce e mai bun, să mergem pe top. Și asta am discutat în ambele discuții, atât cu doamna de la Lețcani, cât și cu domnul Dan Ostache. Am zis, vrem să luăm ce e mai bun și ce ne putem permite să luăm cel mai bun. Bun, acum asta este partea frumoasă a lucrurilor, dar l-am auzit pe primul ministru, i-am auzit pe alți oficiali, din când în când chiar și pe ministrul sănătății, domnul Voiculescu, da. Că, domne, zice, noi putem, și domnul Arafat a spus același lucru. Domne, noi putem să mărim capacitatea ATI-urilor până pe la 8800 de paturi în țară, dar nu putem mări numărul de personal. Noi avem personal care să deservească cele 17 paturi? Asta e o întrebare foarte bună. Eu am răspuns pozitiv la toate cererile de personal care au venit de pe secția ATI. Deci chiar și cu selecție dosare sau ce putem noi să facem acum. Este o problemă importantă. Da, absolut. Nu știu dacă la nivel de medici, probabil că și la nivel de medici, dar cel puțin la nivelul personalului. Ce mă întrebați dumneavoastră sunt de fapt probleme de management.
Stați un pic să mă uit ce scrie aici. De managerul spitalului. Exact. Exact. Deci ce mă întrebați dumneavoastră? Nu că eu vă pot întreba dacă vreți și pariuri. Nu. Și pariuri politice, dacă doriți. Nu. Deci niciun caz nu discutăm politic acum. Așa. Dar eu îmi doresc să fie toate lucrurile puse la punct, inclusiv echipamente, inclusiv spitalul. Da? Am discutat chiar ieri cu domnul colonel Mitrea de la ISU să mă ajute cu transportul paturilor de la Lescani, să mergem cu o mașină și, sau mă rog, două mașini să ridicăm cei acolo, să le aducem la noi în curte, să avem totul pregătit. Eu aș zice să meargă cu izoleta. Mai țineți minte izoleta? Nu mai aud nimic de nicio izoletă acum. Nu mai auziți, asta e. Nu cred că se mai folosesc foarte mult. Nu se mai bun, da. Dar și revenind la personal, da, am discutat atât cu domnul doctor Ungureanu, cât și cu domnul doctor Bureau și cu asistenta șefă de pe ATI, să vedem ce au nevoie dumnealor, pentru că pe lângă secția asta ATI modulară, care va fi neapărat pentru COVID, vom mai avea câteva paturi. Este absolut normal. În spital, pentru urgențe și cazurile grave. De altă natură, da. Și oarecum personalul va fi împărțit între cele două locații. Doamna Cristina Atanasae Iacob ne transmite pentru amândoi, dar în special pentru mine. Îi mulțumim mult că se uită la noi și că avem examen în aprilie pentru medici ATI. Ceea ce... Exact. Deci, de asta spun. Ca să înțelegeți, ca să avem examen în aprilie pentru medici ATI, planul a fost făcut de cel puțin o lună jumate. Până publici în diverse ziare, până organizezi concursul, până găsești comisia, până... Deci, de asta spun. Da. Planificăm un pic înainte acum. Bun, atunci, dacă tot vorbim de planificare înainte, spuneți-mi și mie un lucru, că eu sunt tare curios. Unii au planificat niște proiecte de dezvoltare a spitalului și aș fi curios și eu să văd cum stăm cu ele. De exemplu, proiectul acela de dezvoltare, gonflare a UPU. Cum mai e cu el? Eu am o relație bună, aș putea spune, cu cei de la CJ și am insistat să particip la discuțiile cu arhitecții pentru aceste corpuri de clădiri noi sau corpuri de clădiri care vor fi reabilitate și am creat niște echipe, le spun eu, multidisciplinare, inclusiv cu doctorii, inclusiv cu DSP-ul, prin domnul doctor Hergelegiu, prin mai multă lume, arhitecți, cei care lucrează în spital, ca să găsim cea mai bună formulă pentru aceste corpuri de clădire. Cum să le facem să fie exact bazate pe feedback-ul doctorilor. Da? Din ce am înțeles, acum se lucrează și am văzut chiar ieri o planșă cu noul UPU. Oh, dacă deja suntem la planșă, eu am văzut machete cu nou spital de oncologie, am văzut machete cu spitalul nou, deci dacă suntem la planșă, deja am înaintat nu, mult. Nu mă bag în discuțiile astea, acum cu proiectantul care este în acest timp, avem o relație foarte bună de colaborare, chiar și ieri v-am zis, am văzut planșele, s-au discutat încă o dată cu doamna dr. Pavlidis, și cu asistenta șefă din UPU. Apropo de UPU, ce nevoie au. Și cred că acum este foarte aproape de a se finaliza designul și proiectul tehnic. Am înțeles. Deci eu nu mai țin minte de când a fost aprobat proiectul ăsta, dar e destul de mult. E bine că avem acum planșele. Ce mai avem proiecte aprobate și începute sau neîncepute? Din ce știu eu, și asta e decizia CJ-ului, nu e decizia spitalului, noi doar îi ajutăm și îi sprijinim cu ce documente avem, cu partea noastră tehnică și așa mai departe. Mai sunt proiecte de reabilitare pentru secția de reabilitare termică, pentru secția de psihiatrie, anatomie patologică și infecțioase. Deci clădirea aceea din... Cele două din capăt. Din capăt, da. Dinspre Dărmâne și clădirea de infecțioase. Mai este un proiect de reabilitare pentru și extindere pentru clădirea oncologiei, secției de oncologie. Pe aici am înțeles că e și o mică discuție. Ce se întâmplă cu secția pe perioada extinderii? Am avut discuția asta. Deocamdată așteptăm. Se lucrează la proiect
Și am avut chiar niște discuții destul de intense la Consiliu pentru a găsi timpul potrivit pentru a intra și a face acest proiect. Eu înțeleg că sunt niște presiuni nu financiare, sunt niște presiuni de a se termina aceste proiecte, pentru că au fost, din ce înțeleg eu, proiectele semnate de mai demult. E foarte mult timp. Și trebuie finalizate până în 2022, din ce înțeleg eu. Deci este oarecare presiune pe aceste proiecte. Dar, pe de altă parte, în orice decizie și în orice discuție pe care o am cu toată lumea din spital sau de la CJ, prioritatea este pacientul. Și atunci eu încerc să fac absolut tot ce pot pentru a proteja pacientul. Ce mai știți despre pediatrie? Că eu am văzut că tot au fost controle, tot spun același lucru, că în pediatrie nu e ok, că, mă rog, am înțeles că pandemia a bătut economia și nu se mai... S-au sistat o perioadă lucrările. Lucrările sunt sistate. Există un contract pentru proiectare și execuție. Altă proiectare? Deci sunt necesare niște schimbări acolo, din ce am înțeles. Eu vă zic ce știu. Da? Există un contract care a fost semnat în luna octombrie, dacă nu mă înșel, anul trecut. Proiectare și execuție pentru a se finaliza proiectul la pediatrie. Contractul este în valoare de 2.700.000 de lei plus TVA. Bun. Bun. La câți bani s-au băgat acolo? 2.700.000 este așa, păr la ceas. Am discutat și la CJ. Se dorește finalizarea proiectului. Este pe lista de investiții. Așteptăm acum bugetul să vedem dacă avem banii respectivi. Și în momentul ăsta secția funcționează așa? În momentul ăsta avem pacienți acolo, atât adulți, din păcate, că nu mai avem unde să-i punem în alte locuri, cât și copii. Da, mi-e și frică să întreb dacă există autorizații acolo, că bănuiesc că n-au cum să existe din moment ce secția este în custodia unui constructor. Da? Nu există autorizație în acest moment. Nu există. Eu zic atâta. Suntem în post, ne putem ruga să nu se întâmple vreodată ceva acolo. Este o responsabilitate foarte mare ce mi-am asumat și prin această funcție, dar vreau să termin anumite proiecte, vreau să fac să fie bine. Și pentru oraș, dar pentru pacienți în special. Bun, acum cam astea sunt proiectele. În momentul acesta, în afară de secția modulară, se lucrează undeva în spital? În acest moment nu, dar, de exemplu, avem un proiect terminat, mă refer la proiect tehnic, pentru care vrem să obținem autorizația de construire. Este un lift de care am tras foarte tare, un lift pentru clădirea de la infecțioase. E un lift exterior pentru transportul pacienților, pentru că este extraordinar de dificil să-i transporti pe treptele care sunt înăuntru. Și s-a făcut acest proiect și acum așteptăm, avem două variante. Ori să facem cu bani privați, printr-o donație, printr-o sponsorizare, ori să primim bani de la CJ din bugetul dumnealor. Eu, după câte văd cum merg lucrurile, deja noi suntem într-un parteneriat public-privat la spitalul din Piatra Neamț de vreo 2 ani de zile. Pe perioada COVID-ului, starea de urgență, au venit privați mulți și au ajutat cât au putut. Acum... Eu îmi doresc să accesez absolut toate formele de fonduri. Da, deci este foarte bine. Problema este că trebuie spuse lucrurile astea. Vine Altexul, dă 1.000.000 de euro, vine ăla, dă nu știu cât, dă ăla, nu știu cât, dă ăla, nu știu cât. Și când tragi linie, vezi, componenta e destul de importantă. Jobul meu ca manager și ce mi-am asumat este să-l fac să funcționeze spitalul. Și asta, dacă îl fac să funcționeze printr-o relație foarte bună cu CJ-ul, foarte bine. Dacă îl fac să funcționeze printr-o relație foarte bună cu câteva fundații puternice, foarte bine. Deci pe mine nu mă interesează, de fapt, de unde vin banii foarte tare. Pe mine mă interesează să am ce trebuie la spital. Nici pe noi nu ne interesează decât să funcționeze spitalul exact cum trebuie, proiectele să fie duse exact la bun sfârșit și, în termen. N-am să zic nu la nimeni care, de exemplu, am avut, ca să spun așa, două vedete în vizită,
da? Acum o săptămână. Oh, da! De la o fundație. Vedete care ne-au tras de urechi și pe noi că n-am scris ce au vrut dânsii. Nu știu. Nu știu ce relație aveți dumneavoastră. Dar nu avem nicio relație. Din fericire, eu știu că vedeta aia când s-a apropiat de cineva avea o relație. Noi nu avem relație cu el, că încă nu suntem în epoca părinte 1, părinte 2. Pe mine nu mă interesează ce au făcut ei în trecutul lor, viața lor personală. Pe mine mă interesează dacă eu pot să semnez un parteneriat cu fundația respectivă, care este o fundație, a mai făcut proiecte și la Fundeni, la spital. Și dacă ei pot să-mi facă o secție, să-mi repare, de exemplu, toate băile în pavilionul de interne, da? Pe banii lor, mie îmi convine foarte mult. Ca manager vă cred, Doamne ferește. Și avantajul, vă mai spun care e. Nu sunt discuții despre cât costă. Da? Nu sunt discuții dacă s-a depășit o anumită sumă și nu mai avem, trebuie să mai așteptăm bugetul de la anul pentru a finaliza proiectul. Deci, dacă eu lucrez cu o fundație, cum e Dăruiește Viața sau cum e Fundația Metropolis, da, din București, pentru banii ăștia, e pe răspunderea dumnealor, da, ce se cheltuie acolo. Deci, din punctul meu de vedere, eu sunt un beneficiar fericit și... Da, Doamne ferește, să facă câte băi vor ei și la Fundeni. Absolut. Unde? La Fundeni, a zis. La Fundeni am făcut, da. Da. E bine. Secția de hematologie. Ne bucurăm. Dacă vin și fac toate băile, eu scriu personal despre ei. Bine. De bine. Când vor fi gata, mă invitați. Aștept, facem o emisiune, dar nu facem inaugurare. Nu facem inaugurare. Pe mine nu mă interesează să fac inaugurare sau să fiu persoană publică. Bun. Acum. Spitalul este condus de dumneavoastră și o echipă. Am auzit tot felul de lucruri până să veniți dumneavoastră acolo, apropo de nivelul de director economic, nivelul de șef de personal. Cum colaborați cu aceste doamne? Că cu doamna Cristina știu sigur că sunteți într-o zonă de colaborare excelentă. Așa este. Cu doamna doctor Atanasoae o colaborare foarte bună, mai ales pentru că este punctul meu slab, ca să spun așa, pe partea medicală, fiind economist, dar dumneai... Nu dânsa este punctul slab. Nu, faptul că sunteți punctul meu slab pe partea medicală și de aceea colaborarea cu dumneai este și bună, dar este și esențială pentru mersul bun al lucrurilor. Cu celelalte doamne pe care le-ați menționat, colaborarea este la fel de bună. Deci când am nevoie de un sfat, când am nevoie să mi se explice anumite lucruri, doamnele sunt prezente și îmi dau informațiile pe care eu le cer. Mă roagă cineva să întreb, cât din timpul alocat spitalului este pentru selectat documente și trimis unor instituții ale statului? Cred că de când am venit am avut vreo 7 zile în total în care nu am trimis documente. În care n-ați trimis documente. În care nu am trimis documente. Este bine, până la urmă 7 zile, la câte luni? 3 luni și ceva? Da, aproape 3 luni. 3 luni, da? Aproape. E bine 7 zile dacă ați fost zile. Erau de weekend, bănuiesc. Erau zile lucrătoare, dar da. Deci, am trimis documente la foarte multe instituții. Acum, dacă vă întreb și vă dau niște inițiale, puteți să-mi spuneți ce înseamnă? Cred că am învățat foarte multe inițiale în ultima lună. Dați-mi niște exemple de inițiale pe care le-ați învățat. De la Înalta Curte de Casație, da, IPJ-ul nostru, atât pe partea divizia de economică, cât și divizia de infracționalitate. O, dar ați început să le cunoașteți bine, văd că. Da. Deci este un... Am avut atâtea numere de comisari în telefonul meu niciodată. Și DNA-ul nimica, nu? Cu DNA-ul nu m-am întâlnit încă. Dar transmis documente. Avem documente pe care le-am trimis și dumnealor. Deci nu mai punem audit, nu mai punem Ministerul Sănătății, nu mai punem DSP-uri. Ministerul Sănătății a venit de 2 ori, DSP-ul a venit odată, Casa de Asigurări de Sănătate de 2 ori, Renarul de 2 ori, cu laboratorul. Renarul să stea cu laboratorul, da, de analize. Deci avem activitate din punctul ăsta de vedere din maximă, aș putea spune. Deci mai mult decât pe partea cealaltă. Da, și avem și acest control de fond care a venit de la ANAF prin ordin de ministru, Ministrul Finanțelor, care
cred că avea niște implicații deosebite la final. Din ce văd și din ce simt eu personal. Bine, deci ei dacă au venit de la ANAF, se duc în special pe partea de cifre, achiziții. Se duc pe parte tot ce înseamnă achiziții și cifre din 2015, cu posibilitatea de a cere mai multe documente dacă dumnealor consideră necesar. Au venit doi domni, au lucrat o săptămână, au mai chemat un coleg, acum au luat o mică suspendare, ca să spun așa, pentru că așteaptă niște documente de la noi și ca să nu-și irosească timpul în spital, au suspendat, ca să spun așa, controlul. Dar e un control serios. Da. Păi, să spun la câte lucruri... N-aș putea spune că celelalte n-au fost, dar acesta e și de durată. Și e foarte, foarte amănunțit. Eu chiar sunt prieten cu directoarea pe țară de la KPMG și mă gândeam să cer să-mi facă un audit această firmă și acum nu mai am nevoie pentru că va fi. Deci aveți un audit gratis. Gratis și foarte complet. Și măcar este sub girul unei instituții a statului român. Absolut, absolut. Bun, deci ne așteptăm la surprize după control. Sau nu ne așteptăm la surprize, ne așteptăm la lucruri pe care le bănuia multă lume, dar nimeni nu le putea spune că n-avea documente. N-aș putea spune nici eu că vor fi surprize, dar sunt sigur că vor fi niște efecte pe termen lung după controlul acesta. Am înțeles. Bun, cum stăm la nivelul aprovizionării cu medicamente pentru bolnavii de COVID? Am avut o mică problemă. Eu știți că sunt sincer și vă spun cum e. Eu, am în general, vă întreb pentru că primesc tot felul de mesaje. Am avut o mică problemă de aprovizionare, dar ce vreau să se înțeleagă... Ce înseamnă mică problemă? Deci câteva zile n-am avut un medicament. Din schema de tratament. Deci a fost limitat. Nu că n-am avut deloc, a fost limitat. Da? Și asta este din cauză pentru că acel medicament este vândut de o singură firmă și nici firma în țară și nici firma respectivă nu avea. Și nu a fost o situație punctuală la Spitalul Județean Neamț, asta vreau să se înțeleagă, a fost o situație pe toată țara. Da? Dar s-a reglat problema în 3 zile. Deci s-a făcut din nou achiziții, au trimis și dumnealor și... Dar asta e. Acum, așa e când ai un singur furnizor. Acum achizițiile cât durează în domeniul dumneavoastră? Tot așa normal sau... E o procedură de urgență. Le facem cât de repede putem. Ce vreau să vă zic și din punctul meu de vedere și cum lucrez ca manager, la mine tot ce înseamnă referate, cereri, orice hârtie care ajunge pe biroul meu, trebuie să primească un răspuns în ziua respectivă. Deci nu sunt lăsate cu zilele să stea acolo. Se semnează, se dă răspuns la oameni. Asta e o politică pe care eu mi-am impus-o, deși mi-a foarte mult timp zilnic, poate o oră, o oră jumate din timpul meu ca manager, mi-l petrec citind aceste referate și semnând hârtiile și distribuind diverse hârtii pe diverse secții sau compartimente sau departamente. Bun. Sunt sigur că ați discutat despre bugetul pe anul ăsta. În mod normal, acum ar trebui discutat bugetul pe anul viitor, dar trecem peste asta, că nu avem buget. Deci ați discutat bugetul pe anul ăsta. Cum este el constituit pentru spital? Adică pe ce direcții, în afară de salarii vorbesc? În afară de salarii, noi vrem să facem foarte multe reparații care sunt necesare. Da? Banii pentru aceste reparații s-au primit și în anii trecuți de la Consiliul Județean. Vom vedea acum ce primesc dumnealor și ce ne putem noi permite. Deci vă referiți la reparații? La reparații, pentru că, haideți să vă spun ceva. Până se fac aceste reabilitări și aceste proiecte, eu trebuie să mențin ceea ce am. Nu pot să nu vă întrerup. Cineva pe care îl cunosc foarte bine și un om care se pricepe, știe să țină în mână o cheie, așa, era în spital, într-o zonă, nu de mult, a dus niște mâncare la un bolnav. Și în zona respectivă curgea un calorifer. Și a venit o echipă formată din 3 domni, echipați cu tot ce era acolo și s-au așezat în dreptul caloriferului care curgea. Au zis... Aici ar trebui o cheie nu știu de care. Aici trebuie să mergem să desfacem, să punem așa. După vreo 15 minute la care personajul respectiv a asistat, a spus unuia dintre ei, șeful, zice,
aici se pune un manșon, nu mă pricep, dar mi-a spus atunci ce. Și se strânge. Și ai terminat povestea, că uite, nu mai... A, nu, zice, dar noi suntem trei și trebuie să analizăm, să venim, să vedem. La care omul a pus mâna, a reparat și a plecat de a lăsa pe cei trei parlamentând. Ideea care este, aveți oameni. Că dumneavoastră aveți personal la întreținere, avem, aveți personal. Oamenii aceștia îi controlează, îi testează și îi normează cineva pentru ce fac? Bineînțeles. Au... Cine-i șeful lor în spital? Sunt doi ingineri. Avem și niște nume sau e protecția, David, protecția datelor? Domnul David e un domn inginer pe parte electrică și tot ce înseamnă instalații și domnul Dămoc care este pe partea de construcții și renovări. Domnul Dămoc rudă cu doamna Dămoc, bănuiesc, de la spitalul Bicăiesc. Da. Da, cel puțin este în domeniu, ca să zic așa. Da, de asta vă spun că reparații o parte, bănuiesc că se pot face și în regie proprie. Se pot face și în regie proprie, dar trebuie să ai materiale, trebuie să ai devize și trebuie să ne asigurăm că folosim lucruri de calitate. Din păcate, după cum știți, în domeniul public, câteodată prețul primează când faci o achiziție, că trebuie să demonstrezi că ai luat prețul cel mai mic și așa. Și am insistat un pic la achiziție să putem lua și lucruri de calitate. Da? Pentru că vreau să țină ce reparăm. Nu vreau să reparăm doar și la anul, iarăși să reparăm și tot așa. Da. Reparații, dar spuneți-mi, sigur ați discutat, aveți o relație bună cu CJ-ul, care e situația cu noul spital? Cred că ei sunt în măsură să vă zică cel mai bine care deci e situația. Deci nu vi s-a spus, domne, nu te întinzi cu reparațiile peste 5 ani? Nu. Nu, eu am avut discuții și cu domnul Conache de la Direcția de Investiții și chiar și cu președintele, cu domnul Arsene și am susținut poziția mea de a repara și de a menține deocamdată ce avem acolo, pentru că noi acum avem pacienți acum, acolo. Când se va întâmpla acest spital, că durează un an, 2, 5, 10, da? Asta nu știu și nu e nici în puterea mea sau în competența mea să zic când va fi gata, toți ne dorim. E clar că e o necesitate pentru județ. Trebuie să mențin și să ofer condiții de cazare și de masă foarte bune pe clădirile pe care le am. Și medicale, bineînțeles. Da, normal așa este. Numai că eu tot aud spital județean, spital municipal, spital metropolitan. Deci tot auzim și până la urmă o să construiască prima dată spitalul privat al celor de la Antares. Dar acolo nu sunt atâtea formalități. De asta v-am și spus, că din cauza formalităților sau cum se creează bugetul sau ce bani sunt de la CJ, eu doresc să accesez și fonduri private. Pentru că prin cu aceste fonduri private pot să fac niște lucrări într-un regim de urgență. Da? Deci în loc să mă bazez și să-mi fac tot planul meu de management pe ceea ce se poate obține de la CJ, vreau să accesăm și alte fonduri. Inclusiv sunt în discuții și am dat deja în lucru într-o evaluare cu o echipă de consultanți acest proiect pe POIM pentru cele 2.150.000 de euro pentru rețelele electrice, da, de ventilație, de oxigen și pentru securitatea la incendiu. Deci da. Dacă putem și vom aplica și vom face absolut tot ce e necesar și posibil din partea noastră să aplicăm pentru acel proiect pentru care deja s-a deschis, s-a publicat ghidul și s-a deschis sesiunea. Sunt obligat să vă întreb ceva. Mă întreabă domnul Cercel Dănuț, domnule moderator, domnule Bărănescu, aveți curajul să-l întrebați pe invitat? Sunteți atât de feroce. Da, așa? Da, știu. Cât mai costă o angajare la Spitalul Județean Neamț? N-aș putea să vă spun, dar ce vă zic clar... Mercurialul e deschis. Da, ce vă zic foarte clar este că atât timp cât voi fi eu acolo, nu se va pune problema așa, la nicio angajare. Problema nu se pune de către dumneavoastră. El întreabă cât costă, nu cum se pune problema. Deci spuneți-i domnului că zero. Zero, da? Am văzut și la Roman publica Mercurialul.
nu de mult și îmi pare rău că nimeni nu are curajul să spună cam la ce nivel de pregătire vin oamenii în spital din școlile post-liceal sanitare. De aceea, una din primele măsuri pe care am luat-o a fost să fac proba practică. Pentru că măcar atât. Trebuie să știi cum să cauți o venă sau să faci o injecție sau, mă rog, ceva de genul, da? Într-un spital. Pentru că un subiect tabu în neamț este acesta. Au fost atâtea scandaluri în jurul școlilor post-liceal sanitare și toate au fost frumos ambalate în staniol, marmote câte vrei, iar șpaga, din câte știm noi, nu se mai dă la concurs. Se dă încă de la intrarea în școala post-liceal sanitară și există niște mentori. Se lucrează pe bază de mentorat. Da. Preiei elevul de la școală și îl duci până la post. E posibil dumneavoastră să aveți informații pe care eu nu le dețin și deocamdată pot să vă zic foarte clar că nici organele de anchetă care ne vizitează atât de nu v-au întrebat asta. Nu m-au întrebat de aceste lucruri. În momentul în care vor întreba sau în momentul în care cineva va veni și va zice da, uite, eu am dat, nu știu, 2000 de euro ca să fiu asistent, atunci discutăm. Deocamdată e un subiect, o legendă, practic. Asta cu legendele îmi place. V-am zis, nu am nimic împotrivă să acționez atunci când sunt informații și asta știu și cei din jur. Da. Foarte clar, din comitetul director și din toți cei din jur și cei cu care interacționez în fiecare zi. Dar până atunci, până când am acele probe, nu are rost. Spuneți-mi un pic. Toată lumea vorbește despre faptul că în municipii sau în zone unde avem spital COVID, cum e la Piatra Neamț, au de suferit ceilalți pacienți cu boli cronice. În momentul acesta, a tratați și urgențele care nu pot fi duse în altă parte? Da, tratăm și urgențele care nu. Deci dacă e un caz absolut deosebit, se tratează NUP-ul și se cheamă și se tratează urgența respectivă. Da? Iar pe partea asta de pacienți non-COVID, noi avem singura secție care non-COVID, este secția de oncologie. Mi se pare absolut, care tratează în continuare. Mi se pare absolut normal să o ai deschisă. Da. Da, vă dați seama că nu este o situație perfectă pentru nimeni. Nici dializa cum mai e? Mai se tratează? Da. Se face dializă? Deci și dializații vin. Deci, dar e, vă zic, e dificil. E dificil pentru celelalte patologii, pentru că sunt trimiși la Roman sau la celelalte spitale. E dificil pentru, mai ales pentru specialitățile chirurgicale, care știți și dumneavoastră, adică îți dai mâna și faci anumite operații și anumite proceduri și atunci, nemai făcându-le de un an de zile, îți pierzi oarecum îndemânarea. Uitați, am deschis subiectul cutia Pandorei. Ni se spune, cei care vin la școli post-liceal sanitare, nici diplomă de BAC nu mai au nevoie. Asta e legea, din păcate. Da. Dar eu chiar am un exemplu foarte bun și puteți să o întrebați pe doamna doctora Tănăsoaie. Că dumneavoastră a vrut să se... Doamna doctor, vă rugăm! Da, exact. Dumneavoastră a vrut să se includă această cerință într-un concurs și s-a zis că nu. Că nu e conform. De discriminare. Da, e un fel de discriminare. Nu știu exact. Pe dumneavoastră știe mai bine. Dar eu știu spun că este o mare tâmpenie și o mare prostie. Da? Mă rog. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș vrea să fie standardele de angajare cât mai înalte. Da? Aș prefera să am 10 și să-mi pice 9. În loc să iau, cum să spun, la grămadă la sau grămadă. Să începe toată lumea. Da, păi aici este o mare problemă și de aici încep problemele în sistem. De multe ori, de aici încep problemele în sistem. Eu am avut discuții cu foarte mulți medici șefi de secție și chiar i-am rugat, pentru că dumnealor fac și referatele pentru angajări, și chiar am rugat să facă concursurile cât mai serioase și cât mai dure, ca să... Și în momentul în care au, mai ales acum, sunt foarte mulți veniți cu selecție de dosare pe 6 luni. Și am zis, dacă ai un om bun, după această perioadă, dacă putem să-l angajăm, ține-l. Și un om bun aici nu înseamnă numai un profesionist bun, înseamnă și un colaborator cu cei din secție. Înseamnă un om care are empatie. Și un om empatic. Exact. Un om care are empatie pentru pacient. Deci un om bun îl definește atât prin pregătirea profesională pe care are, prin și relațiile cu colegii.
de pe secția respectivă. E o întrebare mai delicată. Țineți legătura cu spitalul din Belgia, unde este domnul doctor Denciu? Personal nu țin, dar am informații pe alte canale despre domnul doctor. Este mai bine. Este mai bine, da. Și cred sau sperăm noi n-am vrut să dăm acea știre în care... țară curând, din câte am înțeles eu. Asta este o veste foarte bună. Haideți să încheiem în nota asta pozitivă. Pozitivă. Emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc tare mult. A fost un interes deosebit pentru emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Și să știți că de fiecare dată când aveți ceva, nu ezitați să sunați. Noi nu vă punem să dați declarații, nu vă cerem documente. Vreau să vă zic un singur lucru pe final. De fiecare dată când sunt sunat de cineva din presa locală și chiar și cea internațională, că am avut interviuri și inclusiv, bun, și ProTV-ul care a făcut o emisiune, eu le-am dat acces și am răspuns. Vreau să țin relația asta cu presa, deși deranjează, vreau să țin relația cu presa deschisă. Dar am să spun... Acum m-ați provocat. Pe cine deranjează? Deranjează în general pentru că chiar și pe cei din presă deranjează. A, bine, e corect. Că sunt anumiți oameni care sunt, nu știu, de o parte sau de alta pe eșichierul politic și că răspund la anumite întrebări. Toată lumea care mă sună și toată lumea care a vrut să aibă un interviu, televiziunile locale, televiziunile naționale, eu mă fac disponibil, deși nu sunt nici pregătit să fiu purtător de cuvânt, dar vreau să am o oarecare deschidere, să știe lumea ce se întâmplă, să avem informațiile astea și să o luăm de la capăt, să o luăm de la zero, să începem odată. Și lumea să știe la ce să aștepte vis-a-vis de spital. Exact. Și să știe că e pe calea cea bună acum. Mă rog, suntem în post, dumneavoastră a spus-o. Deci nu discutăm. Dacă suntem pe calea cea bună, vă doresc multă baftă și dumneavoastră și echipei. O salutăm încă o dată pe doamna Cristina Tănăsae. Mulțumesc. Și îi mulțumesc pentru informațiile pe care mi le-a dat în timp emisiune. Vă dorim cele bune, oameni buni. Cam așa stau lucrurile la spital din punctul de vedere al celui care acum conduce spitalul. E o deschidere spre zona privată. Ea exista și înainte, numai că nu exista în felul acesta. Să aduci de la privat. Era o deschidere să dai la privat. Dar fiecare are prioritățile lui. Să remarcăm că au început să apară donații importante, adică nu 10 lei, 2 lei, 5 lei, dar cred de asemenea că sunt foarte multe firme mari în neamț care ar face același lucru dacă ar căpăta încredere că lucrurile acelea chiar sunt bine folosite. Eu cred că au început să capete încredere și o să vedeți rezultate. Doamne ajută, oameni buni, pe mâine dimineață vă invit să vă uitați pentru că vă promit că voi deschide emisiunea cu o chestiune care pe mine m-a șocat și credeți-mă că am văzut multe lucruri de când lucrez în presă. Pe mine m-a șocat o imagine și un film și alte chestii de genul acesta. Dacă vreți, mâine, împreună cu invitatul de mâine, o să încep cu aceste imagini, o să le discutăm și, pe urmă, o să revenim asupra lor în alte emisiuni de dezbatere. Până atunci, cele bune, astăzi, 24 martie. Pe 27, nu uitați că avem o aniversare. Cine nu știe, să deschidă manualul de istorie. Teoretic ar trebui să fie una din zilele importante pentru români. Și de bucurie și de doliu. Cele bune, la revedere!